Bună seara, bună seara, prieteni, colegi, vecini și alte cunoștințe. M-am gândit, am ținut să fac o mică înregistrare cu vocea pe care o am astăzi. Încă o mai am, pentru că de mâine voi fi internat la Institutul ORL București pentru operația pe care știți deja. Și Nicușor, băiatul, zice, bă, n-ar fi bine să avem o înregistrare cu tine înainte să-ți pierzi vocea, pentru că după operație de laringe, o operație totală de laringe, se taie și coardele vocale, deci nu o să mai pot vorbi. Dar nu e o problemă, că Maria mi-a cumpărat o tabletă cu un pix pentru ca să-i desenez ce vreau. Și în concluzie, vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, încurajatoare, pentru gestul frumos a câtorva din prietenii apropiați care au contribuit pentru operația ce va urma. Și sper să fie bine, ca peste o lună, maxim două luni de zile, să revin pe scenă, chiar dacă nu o să mai pot vorbi, dar măcar să continuăm viața. Să vedem. Sper să iasă bine. Vă mulțumesc tuturor și sănătate maximă. Să nu uitați să nu fumați, că nu pot fi lupul moralist, dar măcar să fumați cât mai puțin. O seară bună tuturor și vacanțe plăcute. Mai bine!